Escrocii folosesc din nou o metodă de înșelăciune mai veche. La Constanța, mai mulți indivizi au fost filmați în timp ce se aruncau intenționat în fața mașinilor pentru a cere apoi despăgubiri. Polițiștii au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere și au deschis dosare penale. Cel puțin două accidente au avut loc după același scenariu în Vodari. Bărbații pândeau la ore de vârf pe bulevarde aglomerate mașini scumpe, iar apoi se aruncau direct în stradă. Scena pregătită de unul dintre ei a avut un final neașteptat. Bărbatul a profitat de lipsa de vizibilitate a șoferilor care ies din parcarea acelui hipermarket și s-a aruncat în fața mașinii. De data aceasta, bărbatul a suferit răni grave și se află în comă la spital. Mi se pare că a făcut-o chiar intenționat, adică chiar, mi se pare că chiar a pândit mașina ca să poată să... Am auzit multe cazuri, da. Oricum, și da, despre această metodă, că se aruncă în fața mașinilor pentru a primi despăgubire. E îngrozitor să trezești cu cineva pe capota mașinii. Victimele de ocazie cereau șoferilor 1000 de lei despăgubiri. Amenințau că, dacă nu primesc banii, vor suna la poliție, iar astfel rămân fără permis. Tânărul de 37 de ani nu stă pe trotuar în preajma marcajului pietonal pentru ca șoferii să-i acorde prioritate, ci iese în fugă din florărie, fără să realizeze că este surprins de o cameră de supraveghere. Fără dovezi ale înscenării, bărbatul putea scăpa basma curată. Este destul de greu să dovedim că pietonul a sărit în fața mașinii și nu mașina a dat peste pieton. Pentru că s-ar pune problema prin ce mijloace de probă putem dovedi. Dacă nu regăsim niciun martor ocular, va fi cuvântul șoferului împotriva cuvântului victimei. Polițiștii constanțeni doresc să atragă atenția șoferilor asupra unor astfel de situații, recomandându-le acestora să-și monteze în autoturisme camere video. Metoda e mai veche. Accidente înscenate au mai avut loc și în alte orașe din țară. Scenariul diferă doar puțin. Unul se întinde pe asfalt în spatele mașinilor aflate în marș arier, altul așteaptă pe bordură și scoate piciorul în șosea să fie călcat. Au mai fost situații punctuale, ele au fost tratate la acel moment și s-a dovedit într-adevăr intenția. Se poate contura la un moment dat în funcție de cercetări și infracțiunea de șantaj. Înșelătoria a fost dusă la extrem în Dej. Anul trecut o familie a fost prinsă de polițiști cum își încuraja copiii să alerge în fața mașinilor. Atunci unul dintre copii a fost grav lovit de un șofer și a avut nevoie de internare.